Nume și prenume. Codrin Pascariu. Cu ce te ocupi? Sunt foto-video creator la CV30. Și ce presupune ce faci? Mă ocup de tot ce înseamnă fotografie și video în cadrul companiei. Interviuri video, after movie-uri la diferite evenimente, ședințe foto, portrete, etc. Care a fost drumul tău profesional până aici? Venind în București, la facultate, aveam nevoie de bani de buzunar și m-am angajat la McDonald's. Am fost casier. A fost o experiență interesantă, dar pe de altă parte îmi plăcea foarte mult fotografia și cinematografia și așa am ajuns la CV30 și m-am ocupat de tot ce înseamnă fotovideo. Când ți-a fost greu în carieră și de ce? Recent mi-a fost greu în carieră, pentru că încă nu făcusem trecerea de la copilărie la viața de adult. Și ca un exemplu, mă feream de responsabilități. Nu le voiam, voiam să stau liniștit în banca mea, nu-mi trebuie nimic, îmi fac treaba în colțul meu. Și asta a fost cumva o piedică în dezvoltarea mea profesională. Încotro te întrebi. Momentan vreau să învăț. Domeniul fotovideo e foarte mare și dacă nu înveți, nu ții pasul cu industria, nu ajungi să te afirmi. Și prefer să mă afirm decât să fiu un necunoscut în domeniul Ce sfat ai da dacă ai fi din nou la început de carieră? ăsta. Să fiu mai demn, mai curajos și mai încrezător în mine.